Mingi primeați? Mingile trebuia să mă duc, nu trebuia. Mergeam la bunica mea, că mi-era frică să-i spun lui taicul meu sau lui mama. Mi-au cumpărat mingi, dar le spărgeam într-o zi, două și după aceea ce trebuia să aștept. Mergeam la bunica și spuneam să-i spună lui mama să-mi cumpără o mingi. Aveam mingi. Sunt născut aproape de granița cu Serbia și părinții aveau permis de mic trafic și mergeau în fosta Iugoslavie, așa se zic, da. Și mergeau acolo, aveam rude, aveam verișori, aveam și acolo, de acolo îmi mai aduceau o minge frumos bună, mai niște bună. Adidas, tenis. Aveam, nu pot să mă plâng. Cât lipsește azi fotbalul ăsta de Maidan, de fața blocului, de fața casei? Azi nu mai vedem copiii, din păcate. Lipsește mult? Adică acolo se creau, practic, primele plăceri legate de fotbal? Îi vedeai și acolo, pe stradă, cum joacă, nu? Îi vedeai cum joacă. Da. Acum azi nu poți să-i vezi. Nu. Și e foarte important. Știți cum este? Este un antrenament individual atunci și nu se plătea, era gratis. Acum, dacă vrei să ieși cu copilul afară, n-ai, el nu poate să joace afară, trebuie să-l iei, să-l duci, să plătești și să-l alergi acolo, să-l faci sport cu el. Acum se plătește.